Сюда смотри, сюда. Теперь можешь ехать дальше. Ты платил аменду за контравенции. А теперь ты делаешь мой куминте, да? Да, вымяз, давай, давай. Și ai zis, mă duc de aici, și? Este Oleg Breda. Ce cu ea? Filmează. Știți că și pentru asta este contravenție și amendă. Ce ai pățit, băi? Întoarce invers sau tu citești invers? Ungureanu, întoarce invers, băi, că ți-i toacă cu picioarele în sus. Eu mă numesc Protoireu Anatoli Cibric. Breg au venit din partea rușilor să instige, din partea FSB-ul rusesc, să instige pe noi la ură interietnică. Și de ce vă lăsați provocați? Dar nu mă lăs provoc. Dar văd cu oamenii tăi în jur. Cum ați venit, domnule? Oamenii dumitale în jur, amenință, ofensează. Stați puțin. E ca ies cel din spate, mă obligați să plec de aici. Ce, e ocupat trotuarul și strada e ocupată de voi. Tu ești homosexual? A, da? Ești homosexual? Dar ce importanță are? Cine ta ești homosexual? Ești homosexual? Cine ta, dacă stai sub curcubeu, ești homosexual? Eu n-am insignă. Curcubeu, din când în când treci pe biserica asta și sunteți homosexuali? Ia, dă-i! A, da, știi. Ce-ai văzut? Bravo, măi, ce glumă frumoasă! Băi, ce glumă frumoasă, măi, dar ce plângi copilul cel al bateți? Copilul cel de ce plângi, îl bateți? Păi, dar cine ești întreg, măi, a? Un cetățean care are grijă să nu încălcați drepturile copiilor. De ce plângi copilul cel al bateți? Copilul cel de ce plângi, îl bateți? Copilule, ce plângi, băi, te bat? Tu ai copii, singur. Băi, copilul, ce te bat? Te bat, de ce plângi? Opa! Băi, să aibă copii, să aibă zgolboi copii și le doar... Matine, ce e soție? Ori tu ești soție? Da. Tu ești soție, Matinca, da? În pantaloni. Și vă fuge mintea, așa e... Imaginația e bogată. Noi privim așa, de curi, vrâni fuge mintea. Vă excitați orice aveți? Nu, ne uităm la nevoastră și uite... Vrâni fuge mintea. Dacă nu face domnul polițistul ordine aici, care vine să te instige pe noi la urmă, eu am filmat tot, băi, instigatorilor. La revedere, am plecat toți de aici. Hai, plecați toți de aici. Aveți grijă, nu bateți copiii, că o să răspundeți în fața legii. Plecat toți imediat, noi suntem acasă. Dar pe tine rău ce-o... Să nu bateți copiii, că o să răspundeți în fața legii. Codul penal vă paște. Eu bătut rău în copilărie, de asta ești așa. Dar voi bateți bine? Da. Bateți bine? De atâta plânge copilul în biserica voastră. Auziți? Știa că domnul polițist, a văzut un copil, ai văzut plânge aici. Un copil plângea pe scări acolo, poate îl bateți, îl schingiuiți, ce-i faceți? Domn polițist, un copil plânge în biserică, poate îl bate, îl schingiuiesc, trebuie să vedeți neapărat. Iată copilul ăsta cu ancoră pe chept, întrebați-l, vă rog, dacă nu-l bat. Cineva trebuie să vorbească cu copilul, cu psihologul, cu părinții lui, nu în biserică. În biserică el de atâta își plânge, cred. Ia că este cu ancură pe piept. E, de unde știu eu cum îl cheamă? Domnul polițist, intrați, vă rog, în biserică. Băieți, invitați polițistul în biserică. O zis Brega, Brega îi comandă pe dâșă, Brega îi aibă. Brega iară pe băi, asta e penal! Poliția! Poliția!
Ăsta aruncă cu pietre, cum scrie în Biblie. Băi, sălbaticilor! Băi, penalilor! Poliția! Unul cu barbă aruncă cu pietre! Ce vrei, zici că ăsta nu a aruncat cu pietre în mine? Băi, madame, îmbrobodită, nu a aruncat ăsta cu pietre în mine? O aruncat cu pietre în mine, nu? Așa trebuie să faceți, băi, creștinilor! Băi, sălbaticilor, așa trebuie să faceți! Ați ști vreodată Constituția?